Ah, bun. Tocmai am mâncat niște pâine cu secară, semințe, ceva prăjită în toaster. Și sunt gata de un nou episod. Bun, episodul 50 și... nu, no, nu, no, 95, ok, cred că 95. Bun, să vedem. Vreau să termin chestia asta, să se extindă mai repede iarba. Așa. Și după ce o să terminăm cu asta aici, pac, pac, o să fie iar niște oseloți pe aici, fițar măta dracu de oselot, opa. Așa, bun. Ok. Voi ați zis că tort, deci am văzut torțele au cam topit asta. Atunci hai să vedem ce o să se întâmple cu de asta. Așa, bun. Și astăzi o să și terminăm casa asta. Hai să vedem. Am uitat să-mi aduc lână verde. Pac. Pac, pac. Bun. Îmi place. Îmi place. Bun. Pac. Ați mai văzut casa atât de originală ca asta? Adică, da. Am cele mai tari idei. Hai să vedem. Trebuie să duc și asta până aici. Aș vrea să... Așa, bun, ca să fie mai rapid, să nu ne mai mișcăm cu shift-ul și de-astea. Bun, cred că e gata aici. Acum trebuie doar să punem slab-urile. Ok, hai că I've got this, I've got this, don't worry. Bun, aici, așa, așa. Nu, stai, aha. Ok, 37, un stack și 37 de... un stack... un... Ah, gata, un stack și 37 de astea. Aici ar trebui să se extindă asta cât de curând. Oh, uite, aici am uitat să punem gheață. Pac. Ne trebuie o cale de a ajunge sus. Aș vrea să pun ceva, dar se pare că va trebui să facem asta. Așa, bun. Acum să spargem astea repede. Așa, bun. Uite! Deci, vedeți că alunec pe chestiile astea? Se pare că gheața exercită puterea asta de alunecare asupra blocului deasupra, deci și asupra blocului pe care stau acum. Chiar dacă e acoperită, niciodată nu m-am gândit la chestia asta. Învățăm ceva nou în fiecare zi. Iar alții învață că tocmai învață ceva în fiecare zi. Ok, cam ciudat. Bun, hai să duc chestia asta. Asta trebuie acoperită în totalitate, deci vă dați seama cât e de muncă și de pus blocuri, acelea, peste blocuri, peste blocuri. Și să am grijă. Uite, uite cum alunec. Bun. Acum o să-l duc pe ăsta. Știi ce? E cam periculos din cauza că, uite, aici nu am asta. Pac, 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 pac. Așa. Dar nu cred că va fi o atât de mare problemă și nici nu o să mai stau sus. Acum că mă gândesc, s-ar putea să nici nu fie de ajuns astea. Pac, pac, pac. Nu cred că mai fac nimic deasupra casei, vreo terasă, ceva. Nu am destul loc în alte părți. Deci, o să mai trebuiască să merg să fac niște slaburi. Așa, 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 așa. Și normal, laptopul începe să... nu știu, să se învârtă culorul ceva la el. Și asta nu-mi place. Ce trebuie să mă duc să văd anime-ul, cum dracu? Că e pe aproape de sfârșit, mai sunt vreo 20 de episoade ceva și după aia mă uit și la Final Act. Și oh my god, ce incitant e, adică, hai mama. Ok, dacă nu, e de ajuns, mai mergem și mai facem rost de câteva, da? Credeam că o să fie, dar se pare că nu. Oh, hai să verific. Fac, băieți, voi cu ideile voastre. Așa. Ok.
sursă de lumină aici. Mijlocul ar fi ăsta. Deci hai să punem aici ceva. Și aici unde ar fi mijlocul? Stai să văd. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Asta nu e bine. Ia stai. 1, 2, 3, 4, 5, asta e a 6-a și a 7-a. Așa cum mă gândeam. Așa. Hai să pun aici deocamdată. Bun. Iar ăsta ar fi mijlocul. Hai să mă duc să mai fac niște... N-am ajuns, firar. Să mă duc să fac niște slaburi, pentru că pentru asta am venit aici prima dată. Pac, 48, încă câteva și 60. Așa, bun, să-mi aranjez puțin căștile, pentru că mă doare urechiușa. Și acum o să duc chestiile astea să acoper toată asta și mă gândesc acolo unde am lăsat... Așa, mă gândeam să, nu știu, să pun sus niște glowstone, ca s-ar putea să pun glowstone mai sus și sper că nu o să topească gheața. Cineva mi-a zis să pun sticlă de desubt, pentru că știu că nu se vede, nici apa nu se vede prin gheață. De exemplu, dacă aveam acolo niște apă care curgea, de după sticlă nu se vedea. Dar asta înseamnă că trebuie să ajung jos și cum ajung jos trebuie să pun niște apă și de astea și de astea și e cam nașpa. N-am ce să spun, e cam nașpa să... Adică, cum vreți să ajung de aici să pun ceva sub gheață? Trebuie să... După cum am zis, trebuie să pun o apă care să curgă jos și să stau puțin acolo pe apă cât să pun, să fac un pod, dar mi-e frică... Scuze, am nasul înfundat, nu știu de ce. A, poate pentru că sunt... Nu, 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 nu. Așa. Și na, nu știu, dar trebuie testat. Știu unde să pun glowstone-ul. Mă gândesc să testez, să încep. Credeți că se va transforma în apă dacă nu are nimic de desubt? De exemplu... Și mă gândeam să fie așa ceva, știi, ca lumină din tavan. Băi, nu știu dacă moșii își pot da spawn pe gheață, dar o să așteptăm, o să vedem dacă chestiile astea se topesc. Și dacă se topesc... Ce dracu e acolo jos, că nu-mi dau seama. Bun, se pare că nu o să pice fix pe casă, o să pice undeva... undeva prin apă, deci dacă o să se topească, nu o să fie mare problemă. Făcea aia așa și am crezut că, na. Bun, hai să scot astea de aici. Bun. Aia rămâne așa deocamdată. Deși cred că aș vrea să fac ceva sus acolo, ca chestiile astea să nu se vadă. Hihihi. E ce scară mișto. Înțelegeți? Și pentru că mai am două de-astea. Acum înțelegeți? Nu... aș vrea niște lumină, dar nu vreau să se vadă glowstone-ul, știi? Acum să mă gândesc să pun ceva de genul ăsta. Bun. Hai să scot astea de aici. Fac. Fac, fac, fac. Unde a căzut? Ah, uite la ce. Bun. Acum, pentru că nu, chiar nu vreau să văd acolo așa... Hopa! De ce? God! Damn it! Ok, bun. Bun.
Bănuiesc că... Și știu de ce, deci știu de ce n-am început să cad în jos, pentru că nu s-a updatat blocul de acolo. Bun, ghiși cine o să... Fuck. E un creeper acolo? Da. Bun. Ghiși cine o să pună sticlă sub gheață. Dar asta nu e de ajuns. Trebuie să pun glowstone-ul altfel, din câte văd. Așa. Hmm. Bun, mai întâi am nevoie de o grămadă de sticlă, ceva gen un stack. O să ne pregătim, poate în episodul următor o să reparăm. Ha, sau ceva ce nu se vede. Sticla nu se vede. Am nevoie de... sticlă. Dar aici nu văd sticlă. Hai să văd dacă am lăsat acolo așa. Și știu că data trecută parcă am lăsat la făcut niște fier pe aici pe undeva, da, uite la aici și... Hai mă, așa. No. Bun. Deci sticlă văd că nu am. Și ce, cred că nu avem nevoie dacă o să mutăm glowstone-ul ăla mai sus. La asta mă gândesc acum. Ce ne-ar mai fi trebuit, da. Găină, ce ai făcut? Mi-aduc aminte, data trecută când am vrut să urc off-camera aici, am deschis asta și găina a căzut jos și eram cam trist, dar din păcate se mai întâmplă. Găină să nu cumva să sar jos. Ok, mă gândesc la o soluție. Hai să și mănânc ceva. Stai puțin. Asta am lăsat-o noi aici ca să vedem dacă... Nu-i așa? Cred că da, cred că noi am lăsat gheața să vedem dacă... Și da, se topește. Din păcate. Bun. Ce ne trebuie? Hai să începem întâi cu începutul. Avem nevoie de două de-astea de lână lime. Asta înseamnă că avem una... Și cu astea și cu astea o să se facă două lime-uri. Avem nevoie de niște lână. Merge orice fel de lână? Hai să vedem. Din păcate nu, lână albă. Ok, lână albă nu mai am. Înseamnă că... Hai să iau asta. Wow, mamă, cât level am făcut din aia. Pac, pac, pac. Așa, o să iau șirul cu mine. Și o să mergem la aia de oi. Acum numai aș vrea să... O, locul lui pichița. Aș vrea să merg mai repede, da. Bine că am făcut chestia asta de căzut aici. Așa. Să avem grijă la creeperi. Așa, și cred că pe aici, aici... aici ce s-a întâmplat? Da, mi-aduc aminte. Băi, ce... Așa, hai să intru aici. Lână albă 5, bla bla bla, cu niște lime. Oh my god, prea mult zgomot. Marș afară. Așa. Ce caută? Bun. Și cam asta a fost aici. Avem lână. Bun, acum că avem lână, ce dracu trebuie să facem? Trebuie să ajungem sus ca să o punem la loc. Și trebuie să găsim o distanță. Deci, la distanța aia, de-abia s-a topit un de ăla de... Putem să vedem până acolo? Da, vedeți? S-a topit unul singur. Mă gândesc că dacă ridicăm un pic glowstone-ul, nu o să mai fie nicio problemă. Așa că o să vedem și o să mergem să testăm. Și în episodul următor, sper să nu uit, dar trebuie să mergem în Nether pentru că... Taci și mingură mâță proastă. Pentru că ne trebuie o grămadă de glowstone, ok? De asta am zis să acoper gaura aia. Așa. Ne trebuie foarte mult glowstone pentru că ați văzut că în fiecare parte, la fiecare de aia, trebuie să pun niște glowstone. Și asta este foarte nașpa pentru că nu mai am glowstone. Acum, când o să merg acolo, o să am pickaxe-ul cu steel touch, deci nu o să pierdem niciun pic. Și mi se pare că pickaxe-ul cu forge nu mai funcționează
pe alea de glowstone. Și există un motiv bun. De ce? Pentru că din patru poți să faci o de aia, iar aia poate să-ți dea mai multe. Deci ar fi ca o sursă infinită de glowstone. Deci înțelegeți? Aș fi vrut să am și ceva mâncare în hotbar, dar nu am. Din păcate. Oricum. O să mergem mai repede până în sus acolo. Așa, să dau puțin mouse-ul ăsta așa de, din touch tab sau din touchpad, așa, nu touch tab, touchpad. Pentru că mi-e lene să pun mâna pe mouse. Bun. Se aude deja ceva mergând pe aici. Vai, fivar al dracu. Uite și tu. Frumos, și sunt doi creeperi în casă. Stai că asta nu e bine. Mâncare, 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 mâncare. Bun, trebuie să scăpăm de creeperi. Se pare că păianjenul ăsta nu știe să iasă el de aici, așa că o să-l... Uite și tu cât de ratați. Fac. Ok, e periculos să îi bubuim acolo. Hai să mergem în partea asta. Ziceați că pisicile sperie creeperii. Eu nu văd. A, ba da. Trece în coanu, mai fugi, dă-te în măta de... Așa, unul e jos. Asta, ești mort. Nu ești mort. Oh my god! Marș, dă-te în... În sfârșit, bun. Ok. Hai să îmi iau lâna verde. Să... Așa. Și gheața. Așa. Bun. Sper că n-a început să curgă apa. O să iau ouă ăsta și o să îl arunc. Păcat că n-a ieșit nicio găină. Și acum să mă gândesc. Cum vreau chestia asta? Cred că o să vedem în episodul următor. La revedere, pincărci, pincărțe. Bye, bye.